Vittori. Da? Da? Sì. Da, ci state spendendo come in ML, da? Da? Nu știu, da? Da? Ca să fără aici? Să-i da? Dar tot lucra cu un două mâine permanență. Da? A doua se pregătește, da? Uite-o! Da? Uite-o! Da? Nu stau cu ea aici. Și apoi o scos. Face ca procedeul să se vede. Foarte important, da? 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 1. Da? 2. Da? Tot timpul controlez, da? 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 Nu mă desprinde mâna lui. Da? 1. 2. 3. Fără să-l apuc de mână, da? Încă. 1. 2. 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stai să văd. Te-a făcut loc. Da? Stai să văd. Da? 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 Da?
Uite, te duc un loc, da? L-am dus. Deci, îl pornesc în Taisa Baki ca să-mi facă loc aici. Păstrează controlul și el când revine, dar acționează. Ce înseamnă acțiunea la eliminare? Ori blocarea ridicării lui, da? Ori o intrare ca o lovitură, da? Care de regulă nu îl atinge, dar care nu se ferie în față, da? În momentul în care se ridică, se arunce cu capul pe spate. Da? Încet, da? 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 Blocarea adică e lui, da? Da? Blocarea este simplu, da? 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 Asta e lovitura, da?
Aici am stat sub el, da? Deci. Nu, ce faci din ea, e poșină. Uite acolo, da? Tot timpul trebuie controlat față de aici. Până aici, da? Unu, doi, cinci, unu, doi, unu, doi, doi, unu, doi, unu, doi, te iau mi-e fiat, hai! Mișcarea, da? Că nu are de ales. Nu că îi fac așa, da? Că dacă nu s-a dus, s-a întâmplat, data trecută. Nu? Da. Hai! Hai! Da? Da? Nu o să lovești, da? Dar ideea că poate fi lovit de sabie, da? Asta, da? Da? Un tot. Hai! Da? Uite, cele două sări, una! Un tot! Da? 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 Hai! Da?
Cantate tori ai handi, da? Schifonanți. Cantate tori Iacu Hanzi, da? Negativă. Forma de închisură.
soit chiului universal, nu trebuie să fie împiedicat. Deci, sub picioarele mele se află pământul, deasupra capului meu se află cer, universul, da? Da? Chiul circulă din seica noi, din punctul generator de chi, da? Către chiul pământului și a cerului, da? La universul. El circulă de regulă pe linia șirei spinării, da? Deci sunt o linie care se prelungește pe aici, da? În sus. Și iese în jos din tălpile picioarelor. În momentul în care eu m-am îndoit aici, fiul meu, da, se pierde, da, nu se leagă de fiul universal. Și asta este ideea, din punctul de vedere, a faptului că ai fiul trebuie să țin spatele drept, da, și capul cu bătia cu... țin în piept. Cu această linie să fie perfectă. Deci, ca tare de fără e diafragmă, da? 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 Uitați-vă, mâna lui este obligată să se ducă pentru că, da? Altfel se desprinde, da? Uite. La forma statică, da? La forma statică, da? Să timp aproape de el. Sigur că forma ar putea să aibă, da? Și astfel de aliură. Forma dinamică, din mișcare, da? Da? Este ceea ce acum am venit-o a celălalt. Este vorba de, puteți să vă care înseamnă cu o lovitură de sabie, da? Uite, da? 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 Este foarte important să se capul din spatele meu să stea drept, da? Hai, Hanu! Hai încă o dată, și hodai.
Ok? Mai garanție. Deci, prima idee este că trebuie să scot atacul în afara mea, da? Acordurile sunt, da? S-a scoate atacul. În afară, da? Ce am zis? E dat de partea mea, da? Formă directă. Formă mai lungă. Da? Da? Dar de fiind, da? Cu cază, trecea mult în picioare. Formă negativă. În două părți. Ori aici, da? Uite, da? E obligat să se sprijine, da? Da? Ori aici, da? Da? În niciun caz așa. Da? Pentru că înainte poate să se meargă, da? E bine. Da? Trebuie să țin să-l scot din staia lui de echilibru, da? Picioare. Primul că patele nu trebuie să mă tragă după el la sol. Eu trebuie să-l buc pe el la sol. Asta în condițiile în care partenerul meu ajunge în dreptul centrului meu de eu să pot acționa asupra lui cu maximum de capacitate. Da? Nu aici, aici nu pot. Da? Da? Aici, da? Da? Ca la sabie, da? Eu îl controlez, da? Îl controlez să fie cu sus. Da? Nu poate, da? Am pus un picior lângă el, da? Controlez pe mâine, mâna este sus ca umărul să fie cât mai aproape de sol, sus. Da? Nu se poate, da? Coboră al doilea picior în dezintre brațul și, uitați-vă, mâna lui se poate îndoi așa, îndoie. Așa, da? Și așa trebuie adusă pe sol ca să se îndoie în jos, da? Și în acest moment ea se este fixată. Posibilitățile ei de îndoire sunt nule acum, îndoie. Da? Nici nu pare să o miște lateral, în stânga sau în dreapta. Mișco? Nu poate, da? Dacă l-aș fi fixat așa, așa, da? Uitați-vă, da? Deci el trebuie fixat odată cu cotul în sus.
Da? Cu închiderea brațului și fixarea acestea. Da? Da? Mâna pe pământ, da? Amănuntele, detalii, diferă de la individ la individ. Sigur că în cadrul acestei mulțimi de detalii, cele importante care înseamnă descrierea procesului, sunt lumea la fel, da? Dar facem acum diferite forme de udeosaie, tocmai ca să vedeți că udeosaie este deasupra elementelor lui component. Și șifonaghe de asemenea. Și fonache și udeosaie și orice alt procedeu nu înseamnă o lănțuire de mișcări. Da? Este o demonstrarea unui principiu, da? Sub el, după această demonstrație, sub udeosaie și sub fonache, există o mulțime. Unele specifice emisiilor, altele sunt standard. Da? Deci. Este foarte importantă dezechilibrarea partea nervului, da?
Vorba de 10 minute, da? O să fac un set ca să respecti vorba, da? Da? Trebuie ajuns aici, da? Thank you.
Deci, dacă nu e criza bună, da? Scapă, da? A trebuit să facă imediat să-l aduc la o formă, da? De unde o să aie, dar nici n-am prins, da? Da? Auzi, o să aie, da? În momentul ăsta, da? Îl pot controla. Un cont foarte bun, da? Al brațului, da? Înseamnă cu partenerul. E foarte important. În plus, ceea ce se realizează greu la acest procediu este controlul permanent al partenerului. În momentul în care acest control nu există pe tot parcursul procedeului, este de luat de la capăt. Este un exercițiu cu scop didactic. Da? Deci, el poate fi făcut și așa, așa. Da? Da! Da? 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 Deci ce mă interesează pe mine, da? Mă interesează. O să ai să mă aghid, da? Uite-l, da? Că te cer, da? 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 Controlul, dacă nu te cine, nu te-ai dat, îi împinge acum, da? Îl las? Da!
partenerul trebuie tot timpul controlat. Tot timpul controlat. Portierul trebuie să da? În prelungirea liceii care noi sunt, da? Schiul trebuie să cinească fiind sabie, da? Da? Poate nu, da? Da? Nu așa, nu așa. Da? Hai, da? Bun. Deci, și-o mai luți, da? Da? Da?
Până, doi. Lovește. Asta e ideea. Nu stai acolo. Vrei să mă lovești Deci ne vedem surpriz. Acum nu mai e surpriz. Știi ce aș vrea, da? A fi marca surpriză. Da? Deci sunt poate în ce, da? Și acum sunt... Da? Aici, da? Bun. Al doilea lucru. Eu trebuie să-l pot controla. Control ce înseamnă? Că el se mișcă conform posibilităților pe care le las eu. Deci, șomenuți. Da? Da? Mai el ori face pas înapoi, ori, da? Ori eu îl las, da? Sigur, asta a fost exagerat, mișcarea de lungă, da? De obicei se petrece așa, da? 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 Dacă eu rămân aici, îl ridic în placa. Facem două lovituri, dar am acasă. Trebuie să ții ridică, trebuie să vină în spate. Contonez, da? Deci, 1, 2. Spatele lui, da? Dacă nu cumva am atât de bine, trebuie spatele lui. Încoace de ce această mișcare, da? 1, 2, 3,
facem încă o dată, încet, da? Și să analizăm puțin fiecare element. De prime tai să faci, da? Urmat, da? De o lovitură. Da? Mâna asta lucrează ca o sabie, da? Blochez capul și apa. Mă rog, da? Stai să apaschi, o vitură, da? Trebuie să poate arunca, știm, făcând un tai să apaschi înapoi, da? Caitenache în forma uci, da? Deci, da? Cu o lovitură, da? Tot timpul drept, da? Și echilibrat. A doua formă este caitenache soto, da? Cu ieșire în afară, da? Dacă mișcarea este imperfectă, da? Și scapă, da? Am asigurat brațul lui, da? Pentru continuaș. Deci încă o dată, da? Am mișcarea a fost bună, a scăpat, da? Se poate arunca și de aici. Sau se poate bloca. Da? La fel și la cealaltă formă. Da? Mă rog, am intrat, da?
Deci el poate fi adus, da? Poate fi adus, da? Coborât. Hai să vedem. Sigur, ați remarcat și știți că Cagenaghe de pre... direcție, se face pe atacul, pe atacul de părăghia. Nu înseamnă că nu se poate face și pe altea ta. Deci, ca atate tot, eu pomenuci. Da? 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 Deci. Da? Și-o vei duci. Da? Da? Deci... Da? Da? Atenție! Aici am vrut să vă arăt, da? Mâna! Mâna se schimbă imediat aici! Da? E ca o furcă vine mâna. Da? Nu rămâne cum a fost. Mâna nu rămâne cum a fost, da? Da? Deci mâna nu rămâne așa. El scapă de aici. Încă o dată. Da? Da? Mâna, uite. Intră în furt, dar desordezite, da? Da? Trebuie să-l pot controla. Trebuie să-l pot controla, da? Uite el, da? De ce? Uite de ce. Dacă vrea. Trebuie să am control, l-am în două capete a brațului. Altfel, n-am niciun control, da? Așa n-am niciun control, de drum, uite. Și acum mă ține de mână și mă împinge una peste stegul și mă aruncă, da? Ha! Simplu. Deci este o greșeală mare asta. Ea nu se vede pentru că există o bună colaborare între voi. Dar ea există. Este o greșeală. Trebuie să pot controla tot timpul brațul partenerului, da? Uite. Ha? Uite, da? Da? Aici trebuie să vină dratul. Dratul lui trebuie să vină aici. Cagenaghe, și nu sunt în atac cu atate teorie cu hanii, trebuie ca atacul pe care îl primesc să fie condus în final către o formă de ghiacopagă. Nu? Deci, Ushiro Ryotetori. Da? 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 Ryoko Menuchi. Da? Uite, ghiacopagă. Sho Menuchi. Da? Ia cu Hanmi. Pe toate le aduc către ghea cu Hanmi. Așa cum la Jihonage, de exemplu, v-am amintit, nu? Toate sunt aduce către Ai Hanmi, nu? V-am amintit? Deci, Jihonage, ca toate toate ghea cu Hanmi. Da? Ce fac? Fac Ai Hanmi. Da? Jihonage, ca toate riotetorii. Ce fac? Ai Hanmi. Uite. Rio de Tore.
se fac ai hamii. Precum la șifonache, toate atacurile încerc să le aduc către catatetorii Aihami, la Kaitenage voi încerca să transform toate atacurile către catatetorii Gyakuhami, acesta fiind atacul pe care Kaitenage iese foarte repede și foarte direct, da? Deci trebuie să vezi ținute în minte. Dacă țin minte această formulă, e ușor să fac Shifonage și Kaitenage din orice atac. Da? Bun. Încă o dată, da? Și Oriote Tori. Da? Formă externă, da? 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 Formă internă, da? 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 Partea cealaltă, da? Da? Nu contează pe ce parte mă duc, da? Totul este să aplic acest principiu pe care am discutat. Deci, odată, mișcarea va fi pe mâna aceasta, da? A doua oară, mișcarea va fi pe mâna cealaltă, da? Da? Pe mâna aceasta, da? Trebuie să mă învățăm încetul cu încetul să nu fim legați de o anumită poziție, asta de o anumită parte a corpului. Deci, trebuie să pot face procedeu, indiferent cu mintru, și pe stânga și pe dreapta, și pozitiv și negativ. Trebuie să pot. Că unul din aceste, una de aceste variante este mai potrivită pentru atacul respectiv, aia este altceva. Deci, bun. Deci, Rio de Tori. Da? Cata de Tori ai hamit. Acest moment este foarte important, da? Această lovitură, această simulare de lovitură, trebuie să fie foarte reală, da? Eu dacă fac așa, nu e eficient, nici nu se mișcă, da? Da? Nici așa nu se mișcă, da? Dar dacă eu am pierdut momentul, da? Va trebui să intru, mă fără lovitură. Nu pot să fac treaba de mai multe ori, da? Trebuie să intru. Nu se poate, da? Eu nici nu mă așteaptă, da? De asta, simularea loviturii, a temii, se face o dată cu intrarea, da? Da? Deci, lucrează și mâna asta, și pumnul, da? Și hara, și șoldurile, da? Încerc, da? Deci, da? Da?
Este forma în care mă ține, dar și nu mă scapă, dar nu are forță să mă ține, da? Acum, aici, mișcarea este ca de sabie, da? Ce? Da? Se de coborât cu capul sub seica lui Aiten. Da? Acum. Este posibil ca patele meu să fie foarte masiv și foarte dur, da? Și chiar în această poziție se fie greu de aruncat, da? Deci, în această situație se simulează o a doua lovitură cu genunchiul din spate, dacă de față. Da? Vedeți? Singur se reduce. Însă cu mare atenție, pentru că și posibilitatea unei lovituri are este foarte mare. Da? Deci o să facem din nou foarte încet. Da? Da? Și? Deci lovitura, pe lovitură înaintez, da? Piciorul meu este cel care își face, loc, da? Da? Deci uite-l, da? Da, să zic cum a sărit, pentru că s-a ferit de lovitură. Da? Încă o dată, toată ultima așa, care nu are preferințe speciale pe o parte sau pe cealaltă, da? Dar dacă ne gândim foarte bine, da? O să vedem că forma ai hami este preferențială. De ce este preferențială? Da? Deci, ai hami, ca tatătorii ai hami. Da? Da? El vine în, la mână, da? Catate tole gyaku hanmi, catate tole gyaku hanmi, da? Da? Mă obligă să fac o întoarcere a mișcării, da? Dar diferențele sunt minore și nu sunt, mă rog, nu sunt importante. Nu trebuie să le luăm ca principii. Deci, primul atac, catate tole ai hanmi, da? Încerc, da? 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 Sau blocat aici. Da? Este schimbarea mâinii. Energia mea. Ca să pot folosi cât mai mult din energia mea, trebuie să folosesc cât mai mult din energia lui. Ca să pot folosi cât mai mult din energia lui, el trebuie să fie în așa fel condus, da? Și coordonat de mine, da? Și mișcat de chiul meu, încât să încedeze cât doresc eu din energia lui. Asta este important. Deci,
Dacă între mine și el legătura este slabă, este moale, eu nu am cum să-i transmit acest lucru, da? Da? Deci uitați aici, da? Aici vine, vreau să se spun noi, da? Există posibilități mari de risc care șale unul așa la altul, da? Dar aici, dacă vreau să vin, e foarte mare de bine. Și îmi dă și un pumn între ochi, da? Nici nu pot să iei. De data între noi trebuie să fie clară, da? Uite-l, da? Aici! Da? Brațul întins. Da? 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 Întins brațul, da? Trebuie să fie smuls. Sau chiar dacă nu-l smulg, da? Da? Mișcarea trebuie să fie, da? Uite. Controlat tot timpul, să nu facă. Nici o mișcare să-mi cedeze cât mai mult energia lui. Da? Deci va trebui să-l, da?